La mini basket feminin, ACS Eco Sighet a ratat calificarea în primele opt, așa încât a terminat competiția pe locul 14 din 67 de echipe participante. Pentru clubul nostru este o performanță bună, ținând cont de evoluția jocurilor și de anumiți factori, eu zic că fără niciun pic de modestie, locul nostru a trebuit să fie printre primele opt echipe din țară, dar, cum se zice, și norocul face parte din joc, de care noi nu prea am avut parte, din păcate, a declarat antrenorul Albert Viland pe o rețea de socializare. Echipa de mini-basket masculin se află acum în competiție și încearcă să se califice în etapa următoare.